Cetatea domnitorului Ștefan cel Mare a fost restaurată cu bani de la Uniunea Europeană. Lucrările de construcție s-au încheiat anul trecut, iar acum se lucrează la montarea expoziției permanente. Din păcate, pe alocuri, pereții din spațiile expoziționale sunt umezi. Conducerea Muzeului Bucovinei cunoaște problema. Directorul Emil Ursu ne-a declarat că umezeala din cetate este monitorizată în permanență. Ceea ce afectează din când în când pereții este apă din condens, sigur, apă pe care practic nu o poți controla. Noi am luat niște măsuri, respectiv am montat o serie de ventilatoare centrifugale care scot aerul cu tot cu umezeală. Însă, cu siguranță va trebui să mai montăm încă un număr de astfel de ventilatoare și probabil să venim și cu unele dezumidificatoare. De ce spun probabil? Din măsurătorile noastre făcute până în prezent, noi monitorizăm permanent cetatea, umezeala din cetate. Dezumidificatoarele nu au un efect foarte mare. Pe de altă parte, piesele din expoziția permanentă sunt tratate în așa fel încât să nu sufere pagube în caz de umezeală excesivă chiar. Măsurile pentru uscarea pereților din cetate se iau deocamdată pe cheltuiala Consiliului Județean. Asta pentru că apariția condensului ar fi un fenomen normal în spațiile expoziționale de la demisolul cetății și nu efectul unei greșeli de construcție sau de proiectare a celor care s-au ocupat de restaurarea fortăreței. Mai mult decât atât, noi am făcut repetate rânduri către Consiliul Județean adrese. De ce către Consiliul Județean? Deoarece ei sunt cei care au gestionat proiectul de restaurare. Spuneam, am făcut în repetate rânduri adrese către Consiliul Județean vis-a-vis de această problemă, adrese însoțite, evident, și de măsurători, de buletini de analiză și așa mai departe. Constructorul a făcut ceea ce ține de constructor, sunt însă și niște probleme legate, dacă doriți, de arhitectură. Respectiv, la Suceava vorbim de o ruină și, practic, o ruină neacoperită, neîncălzită, practic, este vorba, ni se explică, de un anumit schimb termic pe un perete foarte, foarte gros, care schimb termic nu reușește să se facă în timp optim și ca atare apare condensul. Deci, practic, nu putem vorbi despre o vină a proiectantului sau a constructorului? Nu, se pare că nu este o vină a nimănui. Cel puțin asta ni se explică nouă. Nu există o vină a nimănui. Pe de altă parte, chiar dacă susțin că este normal să se umezească pereții în fortăreață, constructorii și proiectantul nu au informat beneficiarul investiției înainte de restaurarea cetății cu privire la acest risc. Surpriza a apărut după cheltuirea banilor. Cu toții spun același lucru, având în vedere că este o ruină neacoperită, neîncălzită și nici nu poți să o încălzești și de asemenea nici nu poți să o acoperi, pentru că altfel creezi efect de seră și poți ajunge la deteriorarea zidurilor, cam așa vor sta lucrurile permanent. Până la restaurare existau foarte puține spații închise și în consecință nu se punea problema de condens sau, știu eu, de alte posibilități ca pereții să fie umezi. Este foarte adevărat în același timp că în halele de jos umezeala era excesivă, acolo practic nu era o zonă vizitabilă. Restaurarea cetății de la Suceava a costat 53 de milioane de lei.